În urma unui accident teribil i-a murit toată familia și doar el a rămas în viață, însă a orbit. Destinul crud nu l-a oprit să obțină performanțe în sport și să ne ducă faima țării peste hotare. Vorbim despre judocanul Oleg Crețul, care de curând a obținut cel de-al 5-lea titlu european la parajudo și medalia de aur la campionatul de la Rotterdam, Țările de Jos. Astăzi aceștia, dar și colegii săi, s-au întors de la campionat, unde au fost întâmpinați cu zâmbete și flori. Cei doi campioni cu medalii de aur, dar și întreaga echipă, au fost întâmpinați chiar la coborârea din autobuz. În această dimineață s-au întors de la campionatul de la Rotterdam. A fost al 5-lea titlu european pentru Oleg Crețul, care, în pofida faptului că este nevăzător, înregistrează tot mai multe succese, astfel că ne duce faima țării noastre peste hotare. Până ajunge în finala turneului continental, judocanul moldovean a înregistrat 3 victorii în fața unor rivali din Ucraina, Turcia și Marea Britanie. Мне очень приятно, что я еще в форме, но я держу форму для нашей молодежи. Мне очень приятно, что мой ученик стал тоже чемпионом в один день. Мне очень приятно это и будем работать дальше. Nevăzătoare și ea de la 17 ani, Nina Cernei a reușit doar într-un an și jumătate de antrenamente să-și facă un nume pe arena internațională. Din acest turneu s-a întors cu locul 5. Pentru atât de puțin timp de când eu am început să fac judo, sunt destul de mulțumită. Desigur că eu față de mine sunt foarte strictă și vreau multe, dar ce s-a putut, atât ce am putut, ce am făcut, da? E ok, și locul 5. Medalia de aur a primit-o și Ion Basoc, care este elevul lui Oleg Crețul. Acesta a evoluat la categoria peste 90 de kilograme. Pentru el, bucuria a fost și mai mare, deoarece a urcat pentru prima dată în fruntea podiumului la un campionat european. Înseamnă că trebuie încă mai mult să muncesc, trebuie cât mai mult efort să depun. Asta e doar începutul. Sper pe viitor să scap de traume, de greșeli și să nu fie asta ultima medalie, să fie și mai multe. Și antrenorul lor a rămas surprins de rezultat. N-am așteptat așa rezultate de la băieți. Știam care sunt problemele. Oleg numai 8 luni de când și-a făcut operații și nici stătea pe gânduri să plece la campionatul european, ori nu. Înțeleg că mai avem încă multe turnee pentru calificare la Jocurile Paralimpice și dacă, deci, sănătatea e cel mai important și ca să nu strămeze din nou, ne gândeam să plece la campionatul european, ori nu, dar totuși era ziua lui și s-a luptat foarte bine și nu că s-a luptat foarte bine, a demonstrat un caracter de campion. Pentru parajudo moldovenesc, acest succes înseamnă o treaptă spre Jocurile Olimpice. Ne-am bucurat foarte mult, ne-am bucurat pentru succesul lor, pentru că aceste persoane nu numai că sunt sportivi de valoare, dar sunt niște persoane, niște personalități excepționale. Luptele s-au desfășurat în cadrul turneului european Para Championship 2023. Evenimentul este gazda mai multor competiții la diferite tipuri de sport pentru persoane cu dizabilități.